Aspettami, prendere. Io? Ok. Sì. Paolung. Vreți să vedeți cel mai rapid truc din lume? Vreți să-l vedeți din nou? Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Am slăbit, da, am slăbit vreo 20 de kilograme de ultima dată. Mă recunoștea lumea pe stradă, era ciudat să mai merg așa. A, uite-l pe ăla de acolo, mamă, ce gras e, știi? Și am zis că mai bine. Și uite-mă, uite-mă aici. L-ai înjurat pe tovarășul Păsărilă când a câștigat primul sezon? Vlad? Da. Ce vorbim? Îți place? E ok? Ce? E prezentator sau asta? E în regulă? Bă, cu coprezentatorul am probleme, dar e bine ca prezentator. Eu n-aș fi avut probleme cu el, dar mă rog. Mi-aș fi dorit să fii tu, sincer, dar... Lasă-mă, că mă iei timp. Hă? Mă iei timp. Dar vezi și tu cum faci, frate. Nu știu, eu sper să impresionez mai mult cu faptul că am slăbit decât cu că numerele nu cine știe ce, deci sper că asta să fie suficient să mă scoată la capăt. Hai la scenă, omule. Hai, ești pregătit? Ești gata? Cât de pregătit o să fiu. Mult succes! Woo! Good luck! Găsește-mi loc în inima ta. Ia uite. Un dăsta de magie. Nu? Uh-huh. Iar dacă nu, o să mă doară. Care crezi că o să fie reacția lor văzându-te? O să te recunoască? Nu știu, poate nu o să mă recunoască. Dacă nu mă recunosc, asta e, o să spun că sunt altcineva. Îmi spuneți Paul Scurtu, dacă e... Adică ești de acord să nu plece Paul Scurtu? Treceți cum e, foaia juraților, vă doar jurații, nu? Mamă, deci totul este numărul 1, bă. Numărul 1 în magie, haiosul number 1, numărul 1 în stand-up, numărul 1 în actorie, adevăratul numărul 1 în magie, cel mai amuzant numărul 1, hazosul numărul 1 și doar numărul 1. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Paul Lungu! I know Paul Lungu, de unde știu pe Paul Lungu? Bună seara! Bună seara, domnule! Bună seara, Paul! Paul, ai mai fost la umor? Am ajuns în final, a fost ok în ultimii 4, dar mi-a luat băiatul premiu. O să fie bun, zic eu că o să fie bun. Abia aștept, frate, să-l văd pe ăsta. Bine v-am regăsit, după cum am spus, numele meu este Paul Lungu, sunt magician și pentru primul meu număr vreau să fac să dispară o biluță. Am 3 biluțe, aceasta este una dintre ele. Pentru a face bila să dispară, am nevoie de o baghetă magică pe care o am chiar aici. Baghetă magică. Cu un mic gest al baghetei magică, biluța a dispărut complet, dar numărul nu se termină aici, pentru că trebuie să și apară undeva și dacă desfacem pâinea, știți ce este în interiorul ei? O biluță magică. Miez de ea. Stați, voi credeți că o să fie bila în pâine. Uite, ăsta era un truc bun. Recunosc că ăsta era un truc bun. Stai că mă simt prost, chiar vreau să fac chestia asta. Uite, am să iau puțin miez pentru tine, Delia. Am să-l fac să dispară. Din fericire am o baghetă de rezervă. Voi face miezul să dispară și să reapară în mod incredibil, doamnelor și domnilor, exact în pâine. Mulțumesc! Ok. Bine! Miezul și-a apărut în pâine. Cum a făcut, mă? Unele dintre numerele astea nici eu nu știu cum funcționează, vă jur. Acum, ca să mă pun bine cu publicul, aș vrea să trec la următorul număr, care este mai degrabă un joc. Un joc în care unul dintre voi va avea ocazia să câștige niște bani. Mihai, alege tu un om, arată către cineva care să joace cu mine. Chelu. No. Făceam și niște bani cinstiți. Tu. Cum te numești? Alina, uite care este jocul. Vei câștiga niște bani în seara asta, Alina. Este foarte simplu. Plicurile astea conțin bani. Cel mai mult conține unul dintre plicuri 100 de lei. Celelalte au un premiu minor, dar să ia niște bănuți. Tu vei alege unul dintre plicuri, banii din plic sunt ai tăi, poți să pleci cu ei acasă, da? E primul concurent care vine și face de-astea cu premiu? Game show. Băi nebunilor. Game show. The wall. Ca să facem jocul mai interesant, am și scris niște chestii pe plicuri, da? Pe fiecare plic am scris ceva. Uite, pe primul plic am scris ceva. Bine, pe toate am scris ceva, pe ăsta am scris efectiv ceva. Bine, n-am scris efectiv ceva. Efectiv ceva am scris pe celălalt. Pe următorul plic am scris versurile melodiei Doi ochi căprui de la Bambi. Da? Cum aici plângeam când îi vedeam împreună și tot așa. Și pe ultimul plic am desenat niște țâțe. Excelent. Alina, poți alege între țâțe, dacă crezi că sunt genul de om care și-ar pune bani în țâțe, între versurile Doi ochi căprui, efectiv ceva și ceva, și-ți mai zic ceva, uite, pe plicul ăsta pe care scrie efectiv ceva, mai are un asterix aici. Asterixul este trecut și în colț și spune, conține 100 de lei. Acum, tu poți să-l crezi, poți să nu-l crezi, poți să o interpretezi cum vrei tu, trebuie să-ți pui întrebarea ce fel de om sunt eu și unde crezi că aș fi pus eu banii. Da? Aș fi avut eu tupeu să-i pun fix în plicul pe care scrie că sunt banii?
sau poate m-am gândit că o să te gândești că o să mă gândesc la chestia asta, sau poate m-am gândit că o să te gândești că o să mă gândesc că o să te gândești la chestia asta, o interpretez cum crezi tu. E tare, Paul, îți place. Care este plicul pe care îl dorești? Nu ai voie să te răzgândești după ce ai mi-ai dat răspunsul tău final. Vrei ceva? Îl vom deschide imediat să vedem care este premiul tău, dar mai întâi hai să vedem ce se găsește în celelalte plicuri. Spre exemplu, în plicul ăsta, cu efectiv ceva, avem un plic mai mic, nu este nimic altceva în plic, nu vreau să crezi că am mai multe, și în plicul acesta mic avem premiu de 10 lei. Nu e 100, asta este bine pentru tine, înseamnă că îți cresc șansele. Următorul plic pe care nu l-ai ales este plicul ăsta, pe care dacă îl deschidem vom observa că aici avem tot un plic mai mic, la fel ca mai devreme, nimic altceva în plic. Și în plicul acesta avem alt premiu pe care nu l-ai câștigat și anume 5 lei și o cartelă de metrou. Mai are o călătorie. Înseamnă că 100 de lei este fie în plicul ăsta cu ceva, fie în plicul ăsta cu țâțele. Știu că ți-am zis inițial că n-ai voie să te răzgândești, dar uite, am să-ți dau acum ocazia, dacă vrei să te răzgândești și să alegi țâțele, să schimbi. Ce zici? Nu vrei să te răzgândești? Ok, ce pot să zic? Eu știu ce se află în plicuri, nu o să mai fac că e suspans, că nu știu ce, e tot așa un plic mai mic. Și în plicul ăsta nu sunt 100 de lei, zic de pe acum, sunt 3 lei și un bon de reducere la pizza. Felicitări! Felicitări, ce pot să zic? Ai câștigat marele premiu! În acest plic avem marele tău premiu, Alina, care este, bineînțeles, chiar acolo. Poate nu-l vezi, asta e pentru că e în colțișor. Uite-l, uite-l, chiar acolo. Marele tău premiu, Alina, 100 de lei vechi, din 92, o monedă, poftim, este al tău. Am încercat să o fac să răzgândească, nu mi-a ieșit. Na, asta e. Uneori nu-ți ies întotdeauna trucurile perfect. Apropo, pentru următorul număr am nevoie de ajutorul a doi băieți din public. Doi băieți puternici, doi băieți de treabă, doi băieți frumoși. Deci nu noi, puternici de treabă, frumoși. Cum te cheamă? Alex, îmi pare bine și tu treci aici în partea asta, te rog, cum te numești? Andrei. Andrei și cu Alex. A, ăștia-s puternici, mă. Cu cei mai puternici ales. Vreau să vă uitați la sfoara asta, uite-te cu atenție la ea, ok? Pentru că și data trecută am făcut ceva cu sfori și deși am dat-o să o verifice, să o examineze, nu mă credea nimeni că e o sfoară normală. Știu că nu ești sforolog sau ceva, dar poți să vezi că e o sfoară ok, n-are nimic ciudat la ea, da? Nu ai facultatea de sfori? Sforologie. Uite ce vom face, vom face un nod. Vreau să vă uitați foarte atent să nu fac nimic dubios. Voi face un nod în sfoară, am să te rog să ții de capătul ăla, tu de capătul ăsta. Eu voi băga mâna prin mijloc și am să vă rog pe voi să trageți și să strângeți nodul tare. Tare! Tare, băi, tare, ho, ho! Te distrezi cam mult acolo, nu crezi? Îți place să legi oamenii, mi-a făcut asta în drăguț? Legați-mă și la spate, vă rog. Și la spate, cealaltă mână cu un nod și încă unul peste aia. Strâns din nou, cât puteți voi de strâns, ca să nu credeți că se poate desface, da? Două noduri. Două noduri. Perfect. Voi merge acum puțin la juriu ca să jurizeze, să vadă că nodurile sunt într-adevăr legate și strânse. Mihai, arată bine? Arată extraordinar. Ok. Delia, arată bine? Perfecțiune. Mă referam la sfor, da. Mulțumesc. Acest număr este inspirat de Harry Houdini, care este unul dintre cei mai celebri iluzioniști din lume. El are numit mai ales pentru faptul că evada din cămașa de forță. Din păcate, o cămașă de forță costă de la 800 de euro în sus, așa că neavând buget, voi face ceva similar și voi evada din propriul meu sacou. Bineînțeles, fiind legat la mâini, va face lucrurile puțin mai problematice și printr-o combinație de prestidigitație, dexteritate și contorsionism, voi încerca să mă eliberez. Nu vreau să vedeți ce fac, prin urmare există această cortină. Hai să facem o probă, vă rog. Dacă puteți să apucați de ea, așa, și să o ridicați. Când eu vă zic sus, să o ridicați sus, da? Deci hai să vedem. Sus, asta e doar de probă. Sus, 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 amândoi. Amândoi și țineți-o sus, asta e doar de probă. Și pe urmă când zic jos, voi o trageți în jos. Jos, 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 jos. Perfect. Bun. Cam așa vom face chestiile, da? Când vă zic sus, mergeți în sus. Când vă zic, da, au apărut în față, n-are marcat nimeni. Okay. Să te întrebăm ce-ai făcut, da? Așa. Doamnelor și domnilor, evadarea din sacou legat la mâini. Vă rog frumos, sus, țineți-o acolo, eu va trebui să fac o mică manevră aici de eschivare și jos. Băi că nu mai am mult, hai că sunt pe jumătate, gata, imediat terminăm. Mergem acasă, mâncăm un croissant, va fi totul în regulă. Încă o dată vă rog, sus, asta ar trebui să fie partea simplă, am să încerc o chestie mai bizară pe care n-am încercat-o niciodată, am să fac un luț italian urmat de un sprint finlandez. Bă, bă, nu, stai, stai, m-am jos, 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 jos. Mult m-am bucurat să-l văd. Faptul că umplea timpul și momentul în care nu se vedea, bun, mă. Nu, nu așa trebuia să fie.
am făcut un pas înainte, doi pași înapoi, cum ar veni. Știi ceva? Va trebui să ies din situația asta, nu se întâmplă de obicei, va trebui să o fac pe aia periculoasă pe sub picioare. Hai, 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 încă o dată. Sus, vă rog, perfect, țineți-o acolo, eu am să mă duc pe aici, pe aici și... A, stați, fac, jos, jos. Bă, m-am blocat, m-am blocat. Lăsați-o jos de tot. Lăsați-o jos de tot, stați că am obosit. Ok, obositor, ce râzi. Bă, dacă toți suntem aici, hai să verificăm dacă sunt nodurile încă legate. Ia, bagă capul acolo, uite-te ca lumea, trage de ele, pune-te ca lumea acolo, vezi, încă legate nodurile? Așa, perfect, ia, vezi, de acolo din spate cum arată, uite și tu, te rog, strânse, strânse. Ah, Doamne, ce mult să-ți câștigi existența. Încă o dată, vă rog, sus, perfect, țineți-o sus și așa, așa și jos. Bă, mi-a ieșit? Mi-a ieșit că nu-mi dau seama. Doamnelor și domnilor, acesta a fost numărul meu. Lăsați cortina jos, vă rog să-i aplaudați pe asistenții mei în timp ce merg înapoi. Eu am fost pentru voi, Paul Lungu. Iubesc fiecare secundă atunci când stau aici și în fața mea ești tu sau cineva care face ceea ce faci tu. Îți mulțumesc mult că ai venit și ești foarte bun în continuare. Foarte bun. Din cauza unor oameni, mie el... Foarte greu după aia, frate, că mai vine câte unul și ne arată trei trupuri. Domnule Paul Lungu! Domnule Paul Lungu! Numărul a fost foarte lung și pe mine m-a plictisit, adică a fost interesant la început, după aia 70% am adormit. Faza asta cu sforile, am zis, da, domne, sfoară, legat, interesant, dar a fost foarte plăcut modul în care au tras cortina sus, ai revenit, deci faza cu sacou chiar a fost amuzantă. Mi-am dat seama, văzând de-a lungul timpului aici la umor multe numere de magie și înțeleg că pentru unele lucruri chiar ai nevoie de timp să construiești anumite chestii. Mă bucur că ai revenit, îți urez succes, mi-a plăcut numărul. Mulțumesc. Tău. Iată și răspunsul corect. Nu contest faptul că trucurile lui sunt acceptabile. Țin minte că atunci când a venit în primul sezon, a avut două numere mult mai bune. Cred că sunt anumite momente când își pune o chestie pe ochi și vrea să fie chelul cu orice preț, și indiferent de circumstanțe, indiferent de oameni, indiferent de nu știu ce. Nu a vrut, dar a fost un număr mai lung. Asta s-a întâmplat.